Discutăm și de această dată despre felul în care va arăta Europa pe mai departe, despre ceea ce se poate face în viitorul mandat de europarlamentar. Suntem în plină campanie electorală, iar astăzi discuția va fi cu candidatul ALDE la europarlamentare, Daniel Barbu. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență, domnule Barbu. Întrebările voastre le așteptăm pe pagina de Facebook, pe care suntem și în direct în aceste momente, BIU, și vă rog să fie cât mai multe și cât mai concrete, dacă se poate, pentru domnul Barbu, candidat, spuneam, la europarlamentare. Ce sperați odată ajuns în Parlamentul European? Speranța imediată are două fețe, ca o monedă, dacă vreți. Pe de o parte, sper cu toată modestia ca împreună cu colegii mei liberal români și cu alți liberali care își merită numele, pentru că nu toți membrii ALDE Europa sunt cu adevărat liberali, lucrurile sunt acum extraordinar de clare din nefericire, dar există liberali solizi în Olanda, în Belgia francofonă, împreună cu în Spania, împreună cu ei vom încerca, acesta este proiectul, să dăm Parlamentului European un nou statut. Sigur, acest statut nu se poate obține decât pe o cale de modificare a tratatelor. De altfel, grupul ALDE, încă din precedentele alegeri, are ca obiectiv, iată, neatins după 5 ani, un nou tratat care să confere Parlamentului, dincolo de această pioasă putere de codecizie care nu face decât să asemuie Parlamentul European cu fostul Soviet Suprem al Uniunii Sovietice, adică nu are de fapt niciun fel de putere în fața Comisiei și a Consiliului, Parlamentul să capete, dincolo de faptul că reprezintă cetățenii europeni, ceea ce din fericire se întâmplă, avem alegeri în 23-26 mai în toate cele 28 încă de state membre ale Uniunii, cetățenii sunt reprezentați, dar această reprezentare nu duce, așa cum se întâmplă când există alegeri naționale, fie în România, fie în Franța, fie în Suedia, fie în Croația, această reprezentare nu duce la guvernare. Deci Parlamentul nu are niciun cuvânt de spus în constituirea Guvernului Uniunii Europene, care este Comisia. Această fractură profundă trebuie vindecată. A doua Și încă ceva, și îmi cer scuze că vă întrerup, dar adaug la această poveste pentru a fi clar pentru toți cei care ne urmăresc. Un europarlamentar nu poate, ca în cazul unui parlamentar din România, de exemplu, să aibă o inițiativă legislativă. Pentru că Parlamentul European, din nefericire, sau, mă rog, din fericire, poate, dacă stăm să ne gândim la situații ce au apărut de-a lungul anilor, nu are această posibilitate. Nu are drept de inițiativă. Comisia este cea care vine cu ideea și apoi este dezbătută în Parlament, retrimisă la Comisie, la Consiliu și așa mai departe. Deci, dar dacă aveți ca europarlamentar o idee, nu puteți practic să o puneți în practică. Evident, și acest lucru trebuie remediat și singura cale de a o remedia este negocierea unui nou tratat care să restituie Parlamentului dreptul de a controla guvernarea, așa cum se întâmplă în guvernele naționale de fiecare dată, care toate sunt direct sau indirect. Indirect mă gândesc la cazul francez, cred că unic în cele 28 de țări, în rest relația între Parlament și Guvern este una absolut nemișlocită. Acest lucru trebuie să se întâmple. A doua față a monedei, spuneam, privește politica pe care parlamentarii europeni ai ALDE vor trebui să o facă în România, raport cu propriile lor concetățeni, cu cei care ne vor încredința aceste mandate. De ce? Pentru că am impresia și evenimentele din ultimul an, din ultimii doi ani, mi-au confirmat din nefericire această impresie, că mai ales elitele politice române sunt extraordinar de complexate în fața Europei. Nu merg acolo ca și cum ar fi casa lor, unde au tot atâtea drepturi ca și irlandezii, suedezii sau italienii, că sunt un fel de oaspeți care se așteaptă, care trebuie să stea în picioare, care se așteaptă mereu să fie certați, care sunt priviți așa cu un ochi puțin plisat, ca fiind întotdeauna suspectul de serviciu dacă se întâmplă ceva.
și cred că trebuie să introducem în cultura noastră publică această idee, numai că trebuie să fim demni în Europa, dar că suntem demni de Europa, că acolo este locul nostru, că nu ne-a făcut nimeni niciun cadou, n-am primit așa, n-am câștigat la loz în plic calitatea de membru al Uniunii Europene, ci societatea românească în ansamblu cu elitele ei politice, economice, antreprenoriale, intelectuale și așa mai departe, cu toți cetățenii și-a câștigat dreptul de a fi acolo și nu avem de ce să fim complexați, să purtăm acest complex de inferioritate, să ne denunțăm singuri așa cum se întâmplă, ca fiind cei mai corupți oameni de pe această planetă și din întreaga istorie a omenirii și ca atare merităm să ni se adreseze cele mai violente mustrări. Dimpotrivă, nu vreau să spun că toate lucrurile sunt perfecte în România, sunt tot atât de imperfecte ca în orice altă țară care are trecutul nostru greu. Nu am făcut parte din Europa Occidentală, am fost întotdeauna la marginea ei, sub jugul otoman, sub Imperiul Sovietic în vremurile mai noi. Deci avem o istorie grea, încercăm să ne desfacem de ea. Dar cred că o facem cei mai mulți dintre noi cu bună credință și cu un grad de pricepere care merită apreciat. Și atunci e absurd să constați că a devenit parte a culturii publice românești această autoflagelare continuă. Le spun celor care ne urmăresc să vă adreseze întrebări chiar pe pagina BIU, acolo unde ne urmăresc live. Georgeta Enache ne spune felicitări pentru emisiune. Ana Caminov zice că votează cu PSD-ul. Maria Cosmațachi vă spune felicitări. Livia Ionescu și... Livia Ionescu și Georgeta Enache spun de asemenea că votează cu PSD-ul. E posibil ca la nivelul României să nu se fi înțeles poate foarte clar că în acest moment PSD și ALDE merg pe liste separate. Poate ar fi bine să explicați și lucrul acesta. Da, este foarte clar. ALDE, Alianța Liberalilor și Democraților, este parte a grupului european ALDE. E un grup de centru, spre deosebire de grupul socialiștilor europeni din care face parte PSD, care e la stânga, de Partidul Popular, care e la dreapta. ALDE este o grupare centristă care promovează liberalismul. Sigur, nu e numeric de un număr de cicluri parlamentare al treilea grup ca mărime după PS și PPE, sau PPE și PS în funcție de rezultatul alegerilor, dar e un grup care a ținut întotdeauna echilibru și mai ales a arătat până de curând foarte fidel unui program liberal, care și el are două fețe. Una este cea a atașamentului necondiționat pentru piața unică, pentru libera circulație a persoanelor, a cunoașterii, a bunurilor și a serviciilor, a capitalurilor, evident, fără niciun fel de restricție. Și aici fac o paranteză importantă, se vorbește adesea despre revirimentul populismului în Europa. S-ar putea ca partidele populiste de tip naționalist, suveranist, să obțină un scor ceva mai bun decât la precedentele alegeri. Nici măcar nu e foarte sigur acest lucru. Altceva mi se pare mie ca liberal mult mai îngrijorător. Populismul, ca să zic așa, un fenomen meteorologic, el există pretutindeni, am văzut în toate țările și în toate timpurile. Ceea ce se întâmplă acum și vine oarecum în răspărul construcției europene și mai ales a revirimentului, a cotiturii liberale în construcția europeană, care a fost reprezentată de Comisia Prodi 99-2004, e vorba de o resurgență a protecționismului. Pachetul de transporturi care e acum discutat și care a fost inițiat de Franța, tot Franța care declară diverse industrii ca fiind strategice, cu alte cuvinte, competiția altor industrii similare din alte țări europene nu mai e posibilă în Franța, pentru că acolo aceste industrii capătă monopol. Chiar în patria lui Fritz Bolkestein, care a fost
promotorul pieței libere. În Olanda există tendințe protecționiste, în Germania, în Scandinavia. Deci sunt foarte îngrijorat de acest lucru și eu și colegii mei. Al doilea, a doua dimensiune importantă pentru noi și care din păcate a fost uitată, trecută sub tăcere de grupul european ALDE în ultimii doi ani, este cea a drepturilor și libertăților cetățenești. Dacă cei care ne privesc își amintesc de Graham Watson, care a fost și autorul grupului, el l-a format cu mulți ani în urmă, la sfârșitul anilor 90 și l-a condus până în urmă cu 5 ani, chestiunea aceasta liberal-clasică, a limitării autorității statului, a centralității drepturilor și libertăților cetățenești, a grijii pentru capacitatea de autoguvernare a fiecăruia dintre noi, nu? Îndeplină libertate și cât mai puține restricții din partea autorităților publice, fie locale, fie naționale, fie europene. După ce Graham Watson nu a mai fost prezent în Parlamentul European, grupul ca atare a intrat în derivă și atenția pentru drepturi și libertăți s-a redus până la un nivel inacceptabil, nivelul zero. Am citit zilele trecute, cred că ieri, un articol publicat de Guy Verhofstadt, actualul lider al grupului încă până la următorul parlament, care făcea un fel de apologie a procuraturii și își dorea ca procuratura europeană să devină sufletul Europei viitoare. Așa ceva e absolut uluitor pentru un liberal și, sincer, ne va fi foarte greu nouă liberalilor români, ca și altor liberali spanioli sau olandezi, să fie coleg cu acest domn care are un trecut absolut respectabil, a fost un excelent prim-ministru în țara lui și mulți ani, dar de o vreme a derapat într-o direcție care e aproape de neînțeles pentru un liberal. Vorbeați despre drepturi și mă gândesc și dintr-o altă perspectivă acum, la felul în care ar trebui cu toții să avem aceleași drepturi în Uniunea Europeană, să fim tratați la fel. O întrebare vine din această zonă, de la Daniel Scurtu, și îi mulțumim pentru întrebare. Aveți un plan pentru convergența economică încât să nu mai avem Europa cu două viteze? Când ne aliem cu grupul de la Visegrad, întreabă Daniel Scurtu, iar Mary Joița spune că i-ar plăcea să vadă mai multă implicare în atragerea de fonduri pentru România. Cum le răspundeți celor care se uită la noi și vă adresează întrebări? Acum, implicare să o iau invers cu ordinea răspunsurilor. Implicare în atragerea de fonduri altfel decât prin publicitate și prin facilitarea accesului, un parlamentar european nu poate să facă. Evident că aici e vorba de inițiativa celor care scriu proiecte și de structurile de implementare care există în România, așa cum sunt organizate de guvern. Dar sigur că în materie de oportunități, de informații, de încurajare, de pilotare, de ghidaj, dacă cuvântul nu e prea tare, un parlamentar european poate face foarte multe și sunt mândru. Colegele mele care sunt azi în Parlament, Renate Weber și Norica Nicolai, au excelat în această privință. Chestiunea Visegrad e delicată în acest moment, atâta timp cât și Ungaria și Polonia, țări întru totul respectabile, sunt într-adevăr în ceea ce privește, pentru că astăzi e ziua libertății presei, fie și numai în această privință, sunt conduse de un număr de ani de guverne care au tendințe, dacă nu autoritare, măcar de birocratizare a spațiului public și de, dacă nu, limitarea libertății presei, controlarea ei, așa mai, domesticire. Observare continuă, să zicem. Exact, a libertății presei. România, deși, din păcate, unii români, inclusiv europarlamentari români actuali, așează România alături de Ungaria și Polonia ca în
categoria elevilor răi ai clasei europene. Despre statul de drept, exact. Știm foarte bine. România nu este acolo și în această clipă, deși avem multe interese convergente cu Ungaria și Polonia, cred că ne deosebește până la urmă atașamentul față de democrație. Poate că actualul guvern PSD-ALDE nu e un guvern ideal, dar nimeni nu-i poate reproșa tendințe autoritare. Și cu alte cuvinte, nu am avea de ce în acest moment să ne asociem Ungariei și Poloniei într-un grup de la Visegrad lărgit. În ceea ce privește chestiunea dublului standard, ea este foarte serioasă și eu aș trata-o pe două planuri. Aș conecta chestiunea produselor de consum. De regulă la ea ne referim sub această specie a dublului standard, adică sunt mari companii, nu vorbim aici de întreprinderi mici și mijlocii, vorbim de mari companii care produc sub aceeași etichetă bunuri diferite sub raport calitativ pentru țări ca noastră și pentru țările din vestul Europei. Există o directivă care e destul de slabă, care prevede amenzi. Ceea ce rămâne însă, dincolo de amenzi, fiind mari companii, s-ar putea să nu fie foarte impresionate și să mai degrabă să prefere să plătească amenzile și să continue practica dublului standard decât să renunțe la ea. Profitul s-ar putea să fie mai mare. Exact, da. S-ar putea să fie mai mare, să-și amintească cei care ne privesc de băncile germană, olandeză, daneză și suedeză în ultimul an, care au plătit fiecare câte un miliard sau în această zonă, numai ca să nu se înceapă o anchetă penală împotriva lor pentru spălări de bani. Apropo și de corupție și de unde există cu adevărat marea corupție. Deci avem cel puțin 4 bănci în 4 mari țări care au zis guvernului, luați un miliard de dolari, dar nu ne mai întrebați nimic cu privire la cum am folosit banii și pe unde i-am făcut să circule. Deci s-ar putea ca și aceste companii să spună, da, poftiți amenziile și noi continuăm. Dar mai există un dublu standard care are aceeași rădăcină ca și acest comportament al marilor companii. De data asta nu mai e vorba de companie, e vorba de state și e vorba de Schengen. Schengen, dacă te uiți la textul acordului și la spiritul lui, așa, când a fost scris, e unul absolut tehnic, e vorba de securitatea frontierelor. România a depus enorme diligențe și noi ca români am făcut sacrificii financiare considerabile ca să securizăm frontierele potrivit celor mai înalte standarde. Ne-am atins obiectivul probabil în urmă cu 8 sau 9 ani, tehnic vorbind. Și ni s-a și recunoscut lucrul acesta public. S-a recunoscut public. Lucrul ăsta, dar ni s-a spus că dintr-o dată este o chestiune politică. Spațiul Schengen nu mai este o chestiune de frontieră și de securitate. Adică schimbat regulile în timpul jocului, cam așa. Nu, introdus un cu totul alt criteriu care n-avea ce să caute. E ca și cum aceste mari companii care aplică dublu standard în distribuirea de produse de calitate diferită, ar spune, da, e o chestiune politică, vindem produse mai proaste în România, Polonia, Ungaria, Bulgaria, și românii, polonii și bulgarii sunt mai proști. Și de-aia le vindem. Adică am făcut o alegere politică, nu e una tehnică și economică. Or, cam așa spun și guvernele. Or, guvernele nu pot fi amendate. Guvernul olandez, de pildă, nu poate fi amendat pentru că se opune intrării României în spațiul Schengen, acolo unde este locul. Mai grav încă, președintele Macron, care are și el un proiect care sper să nu se adeverească niciodată pentru viitorul Europei, își imaginează și a anunțat acest lucru, un spațiu Schengen încă și mai redus. Nu numai că nu vom intra noi, românii și bulgarii, dar s-ar putea ca unii din cei care sunt azi în spațiu Schengen să nu mai fie sau să rămână în spațiu Schengen fără niciun rost și să se creeze un spațiu, un cerc interior mai select. Un Schengen decât în Schengen, cum ar un veni, Schengen da? În interiorul Schengenului, din care să fie excluși și alții.
Întrebări concrete. V-ați gândit, odată ce ajungeți europarlamentar, în ce comisii ați putea activa cu un real succes? Ce fel de dosare ați vrea să preluați pentru a vă ocupa de ele în mandatul de europarlamentar? Sigur, aș putea să funcționez în mai multe comisii, probabil că și în Comisia de Cultură, în cea de Educație. Sunt profesor universitar și am o experiență destul de lungă, inclusiv una de cooperare internațională, dar preferința mea întru totul liberală, nu știu dacă se va adeveri, dacă va fi posibil, știți foarte bine, Parlamentul e extrem de birocratizat și aceste poziții nu țin întotdeauna cont de calitățile personale sau de vocația. E o negociere, clar, acolo, e o negociere care uneori e sinceră, alteori are obiective mai puțin mărturisite. În orice caz, personal și în calitate de liberal, evident, Comisia Libe mă atrage cel mai mult. Dosarul cel mai important pentru această comisie, cred eu, este următorul. Cum știți, și Parlamentul, din păcate, deja și-a dat un asentiment generic, care nu are încă o greutate normativă foarte mare, dar există, cu privire la condiționarea acordării de fonduri structurale în exercițiul bugetar următor de chestiunea statului de drept. Neexistând în acest moment nicio definiție clară a ceea ce înseamnă statul despre de asta drept. Vreau. Ori mie mi se pare că dacă e să fie așa, ceea ce odată nu mi se pare normal și mă adresez acum primei întrebări care mi-a fost pusă de cei care urmăresc programul, și anume cum diminuăm diferențele de dezvoltare economică și socială. Fondurile structurale au această misiune și această misiune în mod exclusiv. De fapt, așa a fost creată politica de coeziune, exact pentru a reduce diferențele dintre statele membre. Exact, de a trage de mână pe cei care sunt în urmă, din motive istorice și așa mai departe, de a-i trage de mână și de a-i aduce alături la același nivel, pe aceeași treaptă, cu cei care sunt înainte. Știți, chestiunea asta îmi evocă o teologie a secolului XIX în Marea Britanie și în Statele Unite, era foarte populară atunci, teologia săracului care merită, adică cu alte cuvinte, dai pomană, arăți compasiune acelui sărac care nu bea, nu fumează, nu-și bate soția, de săracul care îl vezi că nu se comportă bine, nu merită mila. Și ori chestiunea fondurilor structurale este o chestiune de dezvoltare, de convergență, nu are absolut nicio legătură cu statul de drept. Sigur, ceea ce nu înseamnă că Uniunea Europeană nu trebuie să urmărească, există deja OLAF-ul și instituții similare, nu trebuie să urmărească dacă nu cumva fondurile europene sunt delapidate sau deturnate sau folosite în mod impropriu. Sigur, e absolut legitim să se întâmple acest lucru și toate organismele de specialitate naționale trebuie să colaboreze cu cele europene în grijă ca să nu se întâmple astfel de fenomene. Dar dincolo de această atenție la modul în care se cheltuiesc banii europeni, rostul acestor bani, acestor fonduri structurale, este de a întări structurile, de aceea se și numesc așa, de a întări structurile economice ale statelor membre, nu de a întări sistemul judiciar sau moravurile publice, morala comună. Să luptați pentru retragerea MCV, vă transmite Florentina Trică. Le spun din nou celor care ne urmăresc să adreseze întrebări invitatului meu, Daniel Barbu, candidat ALDE la europarlamentare. Mai avem cam 5 minute de discuție și iată un semnal puternic vine dinspre Florentina Trică. Să luptați pentru retragerea MCV-ului, un alt loc în care s-a vorbit despre faptul că ar putea fi vorba tot despre dublu standard. Sunt doar două țări în Uniunea Europeană care au acest mecanism de cooperare și verificare, ce ar fi trebuit să fie unul pe o perioadă determinată și iată că nu mai poate fi cumva închis în acest moment. Așa cum a fost prezentat în 2007, el părea un mecanism benin. Vedeți, și numele SUAV, cooperare, adică se presupune că autoritățile românești cooperează cu cele europene într-un examen riguros
a situației sistemului judiciar din, din România. E bine, nu s-a întâmplat așa, n-a existat niciun fel de cooperare. Rapoartele sunt cele mai multe dintre ele, mai ales în ultimii ani, sunt cumplit de părtinitoare, decupează într-un mod aleatoriu informațiile relevante. Vă dau un singur exemplu care mie mi s-a părut, dacă n-ar fi trist, ar fi fost aproape, aproape amuzant, oricum ironic, în mod amar. Raportul pe anul 2015, care a apărut în, la început de februarie 2016, și care spune, Parlamentul a fost foarte rău, n-a încurajat deloc lupta împotriva corupției, guvernul Ponta a fost catastrofat, dar lucrurile s-au schimbat extraordinar la sfârșitul anului cu nou guvern. Era vorba de guvernul Cioloș, care, cum știți, a funcționat abia o lună în 2015, în care n-a dat niciun act normativ. Deci acel guvern nu făcuse nimic. Cei care au scris raportul n-aveau cum să știe dacă guvernul Cioloș va continua cumva politicile guvernului Ponta, se va angaja în alte politici, pentru că guvernul pur și simplu nu făcuse nimic în materie de sistem judiciar. Dar el primește o pagină și jumătate în care se spune că lucrurile s-au schimbat, nu ni se spune în ce fel și cum s-au schimbat. E, acest raport pe anul 2015 mi se pare un caz de școală, merită să fie studiat pentru a înțelege exact cum sunt scrise aceste raporturi, și câtă părtinire, câtă încărcătură ideologică, cât partizanat este în conținutul lor. Daniel Scurtu zice așa, apropo de răspunsul pe care l-ați dat cu privire la politici, intenția politicii de coeziune și convergență este una, de atunci s-a deviat mult însă. Puterea politică și pârghiile Uniunii Europene se folosesc pentru interesul celor puternici care ne țin pe noi restul în subdezvoltare. Noi muncim, ei se îmbogățesc. Problema asta presupun că o veți adresa, spune Daniel Scurtu. În continuare așteptăm întrebările voastre pe pagina noastră de Facebook BU. Este un lucru care s-a întâmplat și a zguduit zdravă în Uniunea Europeană, felul în care au reacționat britanicii atunci când au fost întrebați dacă le place în această mare familie numită Uniunea Europeană sau nu. Decizia lor a fost de a ieși din Uniune, nu s-a întâmplat asta până acum, negocierile știm foarte bine cât de complicate au fost, însă acest cutremur a dus la o dezbatere extrem de intensă cu privire la felul în care ar trebui să arate pe mai departe Uniunea Europeană, prin instituțiile ei, ați discutat aici despre... Sper că sunt prea optimistă când vorbiți de dezbatere intensă. Nu, din potrivă... La nivelul Parlamentului European, cel puțin, da, mi se pare că mai degrabă s-a arătat cu degetul la britanici ca la un fel de caz deviant. Dacă mai țineți minte, primul ministru David Cameron, care a fost un Remainer, el nu a, și-a dorit, și-a aruncat, sigur, întreaga forța guvernului britanic în votul pentru Remain. Și-a pierdut și a trebuit să plece din acest motiv. El a făcut o vizită în toate capitalele europene înainte de a chema la referendum pe concetățenii săi. A venit inclusiv la București, dacă nu greșesc, de două ori cu repetiție. Și a implorat pe toți colegii lui prim-ministri: trebuie să facem ceva cu Uniunea Europeană, trebuie să o remodelăm așa cum funcționează acum, nu se mai poate. Toată lumea a ridicat din numeri și a zis: e perfect cum e acum. Nimeni nu se aștepta, de fapt, ca lovitura să vină cu adevărat. Nimeni nu se aștepta. Britanicii cred că au tras acest semnal de alarmă pe riscul lor. Nu știm ce se va întâmpla. S-ar putea ca Marea Britanie să fie foarte bine de acum înainte. S-ar putea să se îndrepte spre un dezastru. Și nimeni pe riscul nostru, aș zice, al cetățenilor care, români care trăiesc în Marea Britanie, care învață în Marea Britanie. Da, înțeleg că nu, aici nu sunt probleme, s-au negociat și, din fericire, autoritățile britanice la acest nivel sunt mai prietenoase decât cele europene și nu au ridicat niciun fel de piedici în calea cetățenilor europeni, inclusiv români. Azi am citit că 39.000 de români au primit de drept, au aplicat pe telefon în 10 minute și au primit drept permanent de ședere care te poate duce la vocația pentru cetățenie. 600.000 de alți europeni au obținut acest statut. Marea problemă cu Brexit-ul și aici, din nefericire pentru noi toți,
e o mare lovitură dată democrației în general, este incapacitatea guvernului britanic, actualului guvern, guvernului May, dar și a opoziției, a Parlamentului britanic, de a gestiona voința cetățenilor. Cetățenii au spus ieșim și aparent Parlamentul nu e capabil să dea conținut acestei voințe. Și vă dați seama de ce spun că eu acest lucru pune democrația pretutindeni în criză, pentru că toți cetățenii din România, din Grecia, din Finlanda, din Portugalia se uită la guvernul britanic și se gândesc, primul nostru ministru, miniștrii noștri, parlamentarii noștri sunt oare mai buni decât cei britanii sau sunt cam la fel? Noi ce am face într-o asemenea situație? Cam asta e ideea. Deci, Daniel Buda zice, noi nu contăm pentru cei puternici, e nevoie să-i facem să înțeleagă că buturuga mică poate răsturna carul mare. De fiecare dată o să reamintesc faptul că la nivel european România nu e o buturugă mică. Suntem a șaptea țară ca mărime în Uniunea Europeană și ca putere, dacă vreți, în cadrul Parlamentului. Dacă iese Marea Britanie, vom fi, sau când iese, vom fi a șasea. Și lucrurile așadar ar putea fi negociate și din această poziție. În final, o să vă rog să adresați mesajul dumneavoastră, mesajul lui Daniel Barbu, candidat la europarlamentare, pentru cei care se uită în acest moment la noi. Împreună cu prietenele și prietenii mei din Alianța Liberalilor și Democraților din ALDE, candidăm la Parlamentul European și vă cerem votul, pentru că suntem convinși că numai o Europa mai liberală, numai o Europa mai atentă la calitatea cetățeniei și mai puțin dispusă să se birocratizeze, e cu adevărat o Europa în care merită să trăiești. Vrem să dezvoltăm nu numai la noi în România, pretutindeni în Europa, cu puterile modeste pe care le vom avea în Parlament, dar sperăm să strânim un ecou pe această temă, un patriotism european. Vrem ca Europa să devină cu adevărat patria noastră comună, ceea ce înseamnă că, într-adevăr, într-o patrie comună nu vor mai fi buturuci mici sau buturuci mari, toate vor fi de aceeași mărime. Mulțumesc foarte mult, Daniel Barbu, pentru prezență și vouă celor care ne-ați urmărit. Vă mulțumesc pentru comentarii, pentru întrebări. Mâine dimineață vă uitați la televizor la 9:30. Ne vedem la Biu cu o dezbatere între Renate Weber și Cristian Bușoi și tot mâine, dar după amiază la ora 17, vă dau întâlnire aici pe Facebook la Biu Facebook Live. Invitatul meu de mâine de la ora 7.